care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră zău de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cu o cântare comună. Cântarea de la numărul 642. 642 cântările Evangheliei. Toate dorurile mele ce înfrământă inima, numai Tu le împlinește pentru fericirea mea. Mulțumim Domnului pentru că avem harul să fim și în această seară în casa Domnului, înaintea Domnului la rugăciune și la părtășie. Cei care sunt în casa Domnului tot mai pot să laude pe Domnul. Nu știm exact ce mai pot cei care nu sunt în casa Domnului, cred că nici nu e chiar așa de interesant, dar cei ce sunt în casa Domnului mai pot să laude pe Domnul. Pot să se apropie de Domnul, pot să se roage, pot să se închine și au parte de un timp special. Adevărul este că dacă am crede fiecare cuvânt al Scripturii, ca să folosesc o expresie pe cuvânt, așa cum scrie, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte, atunci pe același raționament și o oră, vineri seara sau o oră jumate, face mai mult cât 1500 de ore. Dar poate că zicem că e o figură de stil, că
că nu e chiar literal, că suntem experți în interpretare. Dar un lucru știu, că cei care sunt în casa Domnului, voi în această seară, puteți să lăudați pe Domnul și chiar prezența noastră laudă pe Domnul. Cântarea noastră, mulțumirea noastră și rugăciunea noastră. Am citit din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul al treilea, 17 versete, și aș vrea să ne oprim la câteva învățături esențiale în această seară. Epistola Sfântului Pavel către Coloseni este o epistolă relativ scurtă, împărțită editorial în 4 capitole și oarecum jumătate, primele 2 capitole, le-am putea socoti capitole de învățătură, toate de învățătură, dar de teologie doctrinară. Avem învățături de doctrină. Ca apoi în celelalte 2 capitole să avem o teologie, dacă vreți, practică, etică, o teologie aplicată. Învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu și învățătura creștină nu învățăm doar ca să fim învățați sau ca să o știm, ci ca să o trăim. Și în seara aceasta aș vrea să privim la 2 învățături mari de practică. Sigur că toate acestea decurg din doctrină, din învățătură, din adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și în sensul acesta aș vrea să ne uităm un pic în versetul 13, unde avem o învățătură foarte practică și foarte necesară și nu tocmai ușoară, ușor de citit și poate că și ușor de predicat, dar nu tocmai ușor de împlinit și de trăit. Învățătura despre îngăduință, îngăduința creștină și iertarea creștină. Și versetul e așa de clar și de direct și de frumos, că cei mai mulți dintre noi îl știm pe de rost. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Biblia ne vorbește foarte mult despre iubire. Începând din Tora și până în Noul Testament, în predica de pe munte, suntem învățați să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Suntem învățați să iubim chiar și pe cei care ne fac răul, să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri. Dar dacă iubirea este, dacă vreți, nivelul cel mai înalt, n-ai cum ajunge la iubire, n-ai cum fi la treapta aceea dacă niciodată n-ai trecut de treapta îngăduinței, de treapta iertării. Pentru că nu poate fi, dacă nu este îngăduință și dacă nu este iertare, nu este dragoste. În cel mai bun caz, mai spunem noi câteodată, n-am nimic cu el. Păi, dacă ești de aceeași familie, dacă ești frate, dacă ești soră cu el, suntem frați și surori, e o problemă că n-avem nimic unii cu alții. Trebuie să avem multe în comun, timp de rugăciune în comun, timp de părtășie, să știm unii de alții. Trebuie să avem bucurii unii cu alții, să ne bucurăm cu aceia care se bucură. Să ne bucurăm de bucuria lor. Și trebuie să avem și durere împreună, să plângem unii cu alții, să simțim durerea celor din jurul nostru. Faptul că n-avem nimic nu-i bun deloc, noi o spunem ca o scuză. Cuvântul, ajungem și la acest verset, deci îngăduiți-vă unii pe alții și nu așa să vă îngăduiți și să vă iertați. Fratele, vi îngăduie-l pe fratele Iosif și iartă-l pe fratele Iosif că n-ai ce îngădui și n-ai ce să ierți. Mersi. Asta e ca și cum te duci la un examen și n-ai nicio problemă și le-ai rezolvat pe toate, că ai avut o foaie goală înainte. Cuvântul vorbește foarte concret. Chiar
Dacă unul are pricină să se plângă de altul, ai avea motive întemeiate, totuși îngăduie. Mai treci cu vederea. Unii dintre noi, și poate că la campionate mari, ne mai uităm fiecare la un meci de fotbal. Arbitru mai aplică câteodată legea avantajului. Lasă să treacă. Dacă n-a fost chiar așa o grozăvie, lasă să treacă. Și cam asta ar fi să îngăduim, să mai lăsăm să treacă. Să nu fim chiar așa de sensibil, de irascibil. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, ca să vorbesc de mine. Nu cumva să vorbesc de voi și să vă supărați. Chiar dacă am motiv să mă plâng, în loc să mă plâng, cuvântul Domnului îmi spune, iartă. Nu-i greu de spus, nu-i greu de citit, nu-i nimic de explicat, trebuie lăsat cu mâini. Greutatea vine la partea practică. Sunt într-adevăr versete și paragrafe în Scriptură care sunt foarte greu și din punct de vedere teoretic. Învățătura e adâncă, dar aici e clar. Dar n-ajunge că e clar. Așa de clar cum este, trebuie să-l și aplicăm. Și apoi, ca să nu fie niciun dubiu, mi se spune mie și se spune ție, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. E una să ierți de forma, e alta să ierți din vârful limbii, e alta să ierți din politețe. Nu așa ne ierta Domnul Iisus Hristos. Nu ne-a iertat pe jumătate, nu ne-a iertat pe sfert. Știți când Petru s-a lepădat? Acolo în curtea marelui preot cu jurământ. Și după înviere, când a stat Domnul Iisus cu Petru, nu i-a zis, bă, ce te-ai dat mare și te-ai lăudat? Și ce lași, ce coward ai fost? L-a primit, l-a restaurat, l-a iubit și nu i-a scos ochii. Asta e o figură de stil. Toți o știm. E figurativ. Te iert, dar cu timpul trece și peste un an îți aduc aminte. Că și atunci ai făcut așa. Că și atunci așa. Că tu întotdeauna așa. Dumnezeu spune și nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Să știți că astea sunt mai grele texte ca alea cu Armagedonul. Că până la urmă nu le nimerește niciunul. Vom vedea noi la capătul vremilor. Iertați-vă unul pe altul. Așa să iertați cum a iertat Hristos. Să uiți. Să începi o relație nouă. E frumos. Dar nu e ușor. Apoi versetele 16 și 17, unde avem o învățătură primară, oarecum în două părți. Avem învățătură cu privire la vorbire și cu privire la trăire. Sau la fapte. Și peste tot Biblia ne învață să avem o unitate și să unim vorba cu fapta. Un creștin nu poate să gândească într-un fel, să vorbească într-alt fel și să facă într-alt fel. El trebuie să aibă o unitate în gândire, în vorbire și în trăire. Foarte mult se folosește, în engleză se zice, spune omul ceva și zice, I didn't mean it. Or I don't mean it. Păi dacă eu didn't mean it, dacă nu, de ce spui? Orică e bine, orică e rău. Dacă mă iubești, spune că mă iubești. Dar să însemne așa. Dacă îmi spui că te bucur că mă vezi și vai ce mă bucur că te văd, ori înțeleg așa, ori mai bine nu spun. Iar dacă spun că nu pot să te văd, ori nu o spun, ori o spun. Trebuie să fie o unitate. Și versetul 16 ne dă învățătură cu privire la cuvânt, cu privire la vorbirea noastră. De unde să vorbim, din ce, căci din prisosul inimii, vorbește gura, vorbește limba. Ce avem în inimă? Iese afară, prin cuvinte. Cuvântul lui Hristos.
să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și câteodată noi spunem, bine, dar el să mă învețe pe mine? Păi ea să mă învețe pe mine? Parcă noi numai de învățători am fi buni, am fi buni să primim și învățare. Și pentru că aminte cu mulți ani în urmă. Fratele Costel, ori la școala biblică, într-o predică, a dat odată un exemplu. Mi-a plăcut, pentru că e așa de adevărat, încât nu l-am uitat, ar putea să-l repet a doua oară. Mă îngăduiți și mă iertați, că dacă nu vă mai predic tot din versetul ăla, așa se lungește. Și de sus spunea, dacă hornarul satului, coșarul care mătură hornele, de funinge, de cenușe, și de aceea hainele lui murdare și negre și pe față cu funingere și mâne și tot, îți va spune că ai o pată pe față. Nu te vei curăța din cauza că el e foarte murdar? Bă da, te vei uita în oglindă și n-ai să spui, bă ce dacă el e tot murdar de funingine, pot și eu să fiu? Nu. Și ai să te ștergi cu batista. Când cineva îmi spune ceva, întâi vine ce-i firesc, dar el îmi spune mie, păi el e ca hornarul! Da! Dar dacă ce mi-a spus e adevărat și face sens, am voie să primesc și am voie să mă uit în oglinda a Scripturii și să mă șterg și să mă curăț. Învățați-vă, sfătuiți-vă. Ce el mă sfătuiește? Da, el. Da, ea, unul pe altul, unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. În vorbirea noastră, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie abundent. Psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, un vocabular duhovnicesc și nu de formă și nu de politețe. Am spus nu odată că atunci când fratele Richard Wurmbrand vorbea de soția dânsului, de sora Sabina, el invariabil se adresa și spunea, prea iubita mea, soție. Și nu știu cum, la el suna așa de natural, suna bine. Când fratele Panican vorbește ca Richard Wurmbrand, nu sună, sună tot a Panican, sună fals, rău de tot. Când fratele Levi vrea să vorbească ca fratele Wurmbrand, iar sună cam la fel. Dar la dânsul, prea iubita mea soție suna bine, suna muzical, suna real, era adevărat, era vreo taină. Când spui, prea iubite frate, cum zice Ioan, prea iubiților, sună așa de natural când citești. Dar noi dacă o să zicem, prea iubite frate Iosif, ce cu fratele Levi acum? După 26 de ani mă ia cu preaiubite. Suspect! Dacă vine soțul acasă și zice, preaiubita mea soție, păi te sperii un picuț, că... Și totuși la dânsul suna așa de clar. Și suna așa de bine. Nu e vorba să avem un limbaj de lemn sau de fier, dacă vreți, ci să fie un limbaj al nostru natural din Scriptură. Dacă în inimă avem cuvântul, dacă în inimă avem psalmii, dacă în inimă avem cântările de laudă și duhovnicești, atunci de acolo vor ieși în afară și va fi ceva absolut real și autentic. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, orice, orice-i vorbire, orice-i faptă, pardon, orice acțiune, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Totul în numele Domnului Iisus. Și mulțumiți prin El lui Dumnezeu, Tatăl. Scriptura ne învață să facem totul în numele Domnului și totul ca pentru Domnul. Și acest ca pentru Domnul este standardul cel mai înalt. Calitatea superioară, calitatea cea mai bună, ca pentru Domnul, nu-i că și așa poate fi.
că asta nu mai trebuie și poate fi pentru Domnul, nu. Vă uitați în Levitic, pardon, vă uitați în Numeri, mielul, iedul, vițelul de jertfă, cum trebuia să fie? Fără cusur, cea mai bună calitate. Pentru Domnul, orice se face trebuie să fie de cea mai bună calitate. Cea mai bună calitate care eu pot să-i o dau. Fie că e vorba de o poezie, fie că e vorba de o cântare, să dau Domnului din toată inima cei mai buni. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului, să faceți totul ca pentru Domnul și mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Și acest orice faceți merge în toate aspectele vieții. Uitați-vă, așa doar ca exemplu, la 1 Corinteni 10:31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Cum o fi asta? Să bei cafea cu soția, stai la o cafea cu soția sau poate mai vine niște musafiri ai și să bei cafea pentru slava Domnului. Cum o fi? O bei altfel? O bei din altă ceașcă? Nu știu. Exact nu știu, dar așa o idee vagă am. Poate că nu se referă așa de mult la cum sorbim din cafea, ci la ce vorbim în timp ce stăm la cafea, la ce discuții avem, la ce iese din părtășia aia. Punem la cale ceva bun sau punem ceva rău. Nu știu dacă ea care au zis de Ieremia, hai să-l ucidem pe Ieremia cu vorba, ori fi zis la cafea. Dar au avut și ei un sfat, nu? Au avut o părtășie. Și ce-o ieșit de acolo a fost, hai să-l ucidem cu? Să-l ucidem cu vorba. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Orice domeniu al vieții noastre trebuie să fie pentru slava Domnului. Nu există că duminica e pentru slava Domnului și lunea e pentru slava lumii sau pentru noi înșine. Fiecare zi, tot ce facem trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu. Trebuie să fie felul nostru de a fi. Cu o naturalețe care vine din faptul că suntem copiii lui Dumnezeu, că avem o natură nouă. Și un ultim text, dar sunt 10, care sublinează exact aceeași idee majoră, că și vorbirea noastră și faptele noastre trebuie să fie în numele Domnului, pentru Domnul și pentru slava Domnului, oricând, oriunde, întotdeauna. Uitați-vă la Petru, și Petru are mai multe învățături, dar m-am oprit la versetul 11 din capitolul 4. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și eu de multe ori spun că așa vorbesc eu. Ăsta e felul meu, sau ăsta e vocabularul meu, ăsta sunt cuvintele mele. Fiecare avem un vocabular și poate că ar trebui să-l mai înnoim și ar trebui să mai renunțăm la anumite expresii. Poate că tu nu. În ce mă privește pe mine, probabil că da. Și cred că la fel și la tine, dar poate că nu îți dai seama dacă nu vrei să-ți dai seama. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu nu așteaptă de la mine să fiu Pavel, dacă eu sunt Levi. Nici Petru apostolul, nici Spurgeon și nici Billy Graham. Dumnezeu nu îmi va cere socoteală că n-am slujit după putere mai mare decât mi-a dat. El ne-a dat ce avem. El ne dă și voința și înfăptuirea să slujească cineva după puterea pe care o dă Dumnezeu. Vă amintiți pilda talanților? Nu i-a zis la ăla 1, nu mi-a adus 10. Nu i-a zis nici măcar nu mi-a adus 5. Și la scuzele lui, și la acuzele lui, că el se și scuza de la acuza pe stăpân, dacă ai știut că sunt un rob așa, că sunt un stăpân care se cer de unde n-am semănat, de ce cel puțin ai dat banii la zaraf, la cămătar? Auzi, dacă primeam o dobândă, care nu era poate nici un talent, era talentul și încă ceva,
după puterea ta, atâta te-a ajutat pe tine capul. Nici o problemă, că atâta s-am dat. După puterea care o are. De multe ori noi vrem să fim alții. Poate în predică, poate în cântare, poate în... Nu. Puterea care ți-a dat-o. De multe ori ne gândim ce am face noi dacă am, pentru Domnul, dacă am fi cine nu suntem și dacă am avea ce nu suntem. Cât am dat din 100 de milioane dacă le-am avea? Exact același procent care îl dăm dintr-o sută. Exact același, nici un pic mai mult. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Haideți să cântăm o cântare și apoi în timpul acestei cântări ne vom închina cu darurile de bunăvoie. Frații și surorile de la cor vor rămâne apoi la repetiție. În timp ce cântăm această cântare, fratele Cristi Liuba și fratele Cornel Mateiaș vor purta colecta. Cântarea 25 din Aleluia. Cântăm prima strofă, prima 3 și 4. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul ei, dar să iubesc așa cum sunt. 25. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul ei. Iubesc, dar să iubesc așa cum sunt, așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei, cu care veșnic în lumină voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să simt cu adevărat în mine pe Iisus. Când frații mei au rânce-dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, căci nu eu vindec, nu eu vindec, ci Hristos, Iisus Hristos. Vreau să iubesc pe frații mei, cu care veșnic în lumină voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să-L simt cu adevărat în mine pe Iisus. Noi prin Iisus am fost iertați, ca să iertăm și noi oricui. Dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iertarea Lui. Vreau să iubesc pe frații mei, cu care veșnic în lumină voi fi sus, văzând
Frații și surori, dacă